După ce timp de 2 luni a fost sistată activitatea, de marți 12 mai, piața din Isporin și-a redeschis porțile pentru cumpărători. Oamenii se îmbulzesc pe la tarabe în goana după cumpărături. Cele mai mari coi sunt la legume și la răsad. Totuși, atât vânzătorii cât și cumpărătorii trebuie să poarte măști de protecție și mănuși, să-și dezinfecteze mâinile și să păstreze distanța socială de cel puțin 1 metru. Unii agenți economici au afișat mesaje la tarabele lor cu regulile care trebuie respectate de către cei care vin după cumpărături. Se pare însă că majoritatea cumpărătorilor le ignoră și nu respectă nici păstrarea distanței sociale și nici măcar nu poartă mască de protecție. Nu vă puneți mască, mănuși când veniți la piață? Mă grăbeam, adică le-am cu mine, sunt geantă, adică, dar practic n-am intrat în contact cu nimeni, așteptam soția cumpăra niște flori. Credem în imunitate, adică că dacă avem o leacă de imunitate, vom merge înainte. Ce cumpărături ați făcut? Niște răsad și o cafea. Dar nu vă este frică să veniți la piață acum? O leacă, da, că am copii mici acasă și, da, respectăm și noi distanța. E altfel când ai deschis piața, e mai bine. Poți găsi orice. Dar vă văd fără mască. E în mașină. M-am pornit repede și am uitat-o. Cum s-a deschis? Că sunt produse mai multe. Nu mă tem. Nu cred, dacă ai credință în Dumnezeu, nu. Virusul nu slichești. Totuși, unii cumpărători s-au arătat mai responsabili și spun că masca de protecție este un accesoriu obligatoriu în condițiile în care la piață este aglomerație. La magazin nu găsești tot. El iese la magazin și trebuie de mâncare. Dacă acum trebuie răsadă, trebuie depus în pământ, trebuie... Nu-i tot necesarul care trebuie țăral. Iată, le punem cam târziu, fiindcă s-a deschis piața târziu. Dar sperăm că bunul Dumnezeu ne-a dat ploaie și ne-a dat și roadă. Bucurăm, dar și ne temem. Și una și alta. Cum vă protejați? Punem mască, ne spălăm mâinile cu amă de este un fel de salfeci de dezinfectant. Și cum termin piața, îmi șterg mânuțele și mă duc acasă și le mai spăl odată cu săpun. Îmi este în grijă, dar mă protejez și oricum trebuie să mai facem câte ceva cumpărători. Multă lume infectată și chiar mi este în grijă. La rândul lor, vânzătorii spun că au așteptat nerăbdători să se redeschidă piața, deoarece cât au stat în carantină, nu au putut să-și vândă marfa, iar astfel au înregistrat mari pierderi. Ei recunosc că în aceste zile a crescut numărul cumpărătorilor. Am făcut livrare la clienți acasă, ne-am dus, adică mai sigur și pentru noi că ne-am protejat într-un fel. Știam și pe internet, care veneau și la noi acasă. Și adică un plus foarte mare, că nu am stat pe loc. Dar acum la piață e un plus mai mare. E un plus foarte mare, într-adevăr, că nu toată lumea de toate vârstele stau pe internet. Și adică e mult mai bine. E și aerul deschis și oamenii circulă altfel și mai mulți. Și adică e mai bine, slava Domnului. Respectăm regulile, că asta e siguranța noastră și a clienților din jur. Asta e securitatea noastră. Cumpărături ați avut astăzi? Da, suntem mulțumiți, da, încă puțin și terminăm. Dacă cei mai mulți oameni vin la piață fără mască și mănuși, nu e și cazul vânzătorilor. Aceștia sunt echipați corespunzător. Comercianții spun că le este teamă de coronavirus, mai ales că cumpărătorii nu respectă măsurile de protecție. Da, da, ne-am echipat pentru că așa se cere și vrem să fie totul bine, să ieșim odată din toată criza asta de carantină și să ajungem la perioada normală. Vin oamenii, dar mai mult la mâncare, răsad. Da, ne bucurăm de tot, parcă ne îngrijă. Ia că oți că noi să nu mai venim, că dacă am trecut de 60 de ani, dar păi cine să ne aducă nouă, cine să ne dea, dacă suntem măcar de lumină, de un săpun, de o sodă, de ce trebuie în casă. Câți cumpărături ați făcut? Ei, poate vă 102 de lei, așa, mai mult n-am făcut. Da. Dar de-aia mulțumesc lui Dumnezeu cum este. Doamne ferește de mai rău, da. El i-am spus la alții că chiar că n-aveau mănuș, n-aveau. Dar eu zic că de el nu steme, el nu steme, dar nu te, dar mai este, protejezi și pe tine și pe altul. Ne protejăm într-un fel.
spune ce ori spune, nu avem medicinist ce spun, dar noi ne protejăm pentru noi și pentru copiii noștri și așa că... În perioada asta cât a fost închis piața, ce ați făcut dumneavoastră? Unde ați vândut producția pe care o aveți? N-am vândut-o nicăieri, am ieșit-o în ani de zile și n-am vândut, și ca stăm și ne uităm. Am unii să o dăm că e târziu de amă, dar ne trebuie și nouă, suntem în stare, pensia e mică. Și noi avem și trăi. Cumpărătorii care vin sunt echipați cu mască, cu mănuși, păstrează de... Nu toți, nu toți. Nu sunt toți echipați, nu. La alții, știți așa, ca când își dai la ureche. Da, da, asta e foarte rău. Le faceți observații în cazul acesta când au mască? Le faceți observații și când s-ar râde, știți? Dar când se râde, așa e, da, mă rog, fiecare cum vrea, dar tot nu e bine. Dacă eu mă protejez sau altul nu, atunci acum. Trebuie toți să ne protejăm, ca să ne molipsăm, ca să nu știe atâtea cheltuieli. Pe de altă parte, unii cumpărători spun că au venit să facă provizii, însă au observat că au crescut prețurile. Ne uimește piața în atâta perioadă cât n-au lucrat, acum ne uităm la prețuri, așa, de exemplu, aceleși lucruri mărunte care le cumpăram, acum au adăugat, cel puțin 2-5 lei. Iată, o floare, o cumpăram, o petunie cu 8 lei, acum 10 lei, așa, o mătru, luam cu 25 lei. Două luni în urmă. Acum 30 lei vedem prețuri și un kilogram de făină, de porumb acolo, 10 de malai, 10 lei îl cumpăram kilogram. Acum am cumpărat și cu 13, 14 lei. Amintim că din 11 mai și-au reluat activitatea toate piețele ca urmare a dispoziției emise de Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova. Excepție fac piețele din Chișinău, și Bălți. Precizăm că unitățile comerciale au fost închise odată cu instituirea stării de urgență în țară în data de 17 martie.